Sala polivalentă din Caracal a găzduit duminică prima etapă din actualul sezon al diviziei A la handbal feminin. Începutul de joc a fost unul echilibrat. CSS Caracal și CS Minaur au mers de la egal la egal până în primele 10 minute. După acest moment, băimărencile au reușit să se distanțeze, iar la finalul primei reprize scorul a fost de 17 la 11 în favoarea oaspeților. Diferența de la pauză s-a menținut și în partea a doua a meciului. La finalul partidei, CS Minaur s-a impus cu 11 goluri. Tehnicianul echipei caracalene, Adrian Olteanu, s-a arătat mulțumit de jocul fetelor, iar prestația oltencelor a fost remarcată și de antrenorul de la Baia Mare. A fost un meci bun. Eu zic că și fetele noastre s-au descurcat destul de bine, ținând cont că Baia Mare este echipa care a retrogradat sau care s-a desfințat de la Baia Mare. Au câteva jucătoare care se cunoască că fac diferența în meci. Noi suntem mici, creștem. Asta a fost și interesul nostru, să creștem jucătoare, să le facem să urce cât mai mult spre Liga Națională. Eu cred că au intrat cu teamă în primele minute acolo, s-a văzut diferența în repriza întâia, dar sperăm că de ce jucăm mai multe meciuri o să crească în valoare și o să crească și capacitatea lor de a crede în ele. Junioarele de la Caracal an de an se prezintă foarte bine și la turneele finale, au în spate un palmares foarte bogat și frumos. Normal că sunt multe jucătoare de la Caracal în Liga Națională, în divizie, care au valoare și de aici o să aibă multe jucătoare de spus un cuvânt mare în handbalul românesc. Chiar dacă începutul acestui meci a fost ceva mai dificil pentru fetele de la CS Minaur, Simona Maior Pașca crede în viitorul echipei pe care o antrenează. Începutul nostru a fost un pic mai greu, era normal după drum până am început să ne intrăm în ritm și în rest cred că s-a văzut. Noi vrem să creștem tineretul, să facem meciuri cât mai bune, să promovăm tinerele jucătoare spre un joc frumos, să ne apropiem de jocurile de Liga Națională într-un timp cât mai scurt. Săptămâna viitoare, CSS Caracal va întâlni în deplasare CSM Slatina, urmând ca pe 12 octombrie CSM Minaur să găzduiască meciul cu formația slătineană.